Nici n-am reușit bine să intrăm în curte că vedem de departe o schimbare. Iată, ușile și geamurile casei sunt altele pentru că cele vechi erau cam crăpate și lăsau frigul să intre în interior. Mai mult decât atât, și acoperișul casei a fost schimbat pentru că cel care era până anul trecut mai că nu se prăbușea. În casă, Culiță se rotea ca un ghemotoc pus în priză. Avea o responsabilitate mare să împodobească pomul de Crăciun, așa că vă rog, nu deranjați! După ce misiunea a fost dusă până la capăt cu succes, a urmat prima repetiție pentru Crăciun. Capui, dacă vine moșul, cum să-l găsească nepregătit? Bradul este podobit! Totul este pregătit! Bucuria e mare pentru că e primul an când în casa lor există un pom de Crăciun. Anul trecut îi găsisem triști. Sunt zile că chiar n-am și mânca. Dacă este o bucățică, el ține numai pentru băiat, dar eu, mă rog, mai stau și așa. Acum pe masă au de toate. Noi ne mâncăm pește, da. Avem coș și găină, găina facem ou, dar coșul cărniță. Și dacă în casă era un frig aproape ca afară, asta-i sobă. Cum e soba? E reașe. Acum e cald, iar șopronul e plin cu lemne. Lemne cărbune ați cumpărat sau v-a adus? Mi-a adus datorită la persoane cu suflet mare. Nicolae, care avea doar o pereche de hăinuțe, are acum o garderobă întreagă. Ai un dulap plin. Ce ai aici? Hăinuțe, care mă duc la grădinire. Iar mama sa, țintuită la pat, se chinuia spălând hainele cu mâinile. Au trecut și aceste necazuri, pentru că în casa lor au mașină de spălat automată. Ne-au făcut canalizații, spălăm la dânsa, nu-i foarte ușor. Toate aceste lucruri le-au fost aduse de oameni de bună credință, unii dintre ei continuă să-i viziteze. Au sărit în ajutor, că Dumnezeu să le dea sănătate, Dumnezeu să le aibă în bază. Anul trecut, în preajma Crăciunului, familia a primit și un cec cu banii adunați din SMS-urile trimise de telespectatori. S-a adunat suma de 125.030 de lei. Sunt ai dumneavoastră. Noi vă mulțumim de tot sufletul. Din acea sumă, Svetlana are de gând să facă reparații în casă. Avem de gând să facem condițiile, să schimbăm tot ușile, podurile de făcut, cuhni, baie. Acum Svetlana este ajutată de un asistent personal, o femeie angajată ca să aibă grijă în fiecare zi de ea și de cele mai importante treburi din casă. Dar ne-a spus că și surorile sale, care anul trecut nu prea treceau pe la ea, vin des și o sprijină când are nevoie.